Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am găsit, oameni buni, la reînceputul seriei noastre super, super apreciate de pe acest canal de YouTube de Factions, frazor, astăzi, sau mă rog, ieri, pentru că clipul ăsta apare duminică și sâmbătă, frazor, adică ieri s-a dat wipe-ul de primăvară pe Play. Deja este aproape plină secțiunea de Factions, frate, pe lângă celelalte secțiuni unde și acolo sunt foarte, foarte mulți jucători, dar astăzi, frazor, reîncepem seria de Factions pentru că toată lumea mă spamează efectiv de când am făcut prima serie de Factions de acum un an, doi ani, trei ani și măcar nu mai știu. Toată lumea mă spamează, frate, postează Factions, Factions, Factions când, Factions când. Uite, frate, astăzi reîncepem seria de Factions. Deja am făcut facțiunea Anonymous și Anonymous J. Avem deja câțiva membri. Denisa se va ocupa cu invitarea tuturor în facțiune. Denisa așa este, Denisa o să fie fată bună și o să invite pe toată lumea. Frazor, ne aflăm pe serverul play.minecraftliniuțaromânia.ro. Deci dacă vreți să intrați și voi să vă alăturați nouă în această aventură super, super lungă, pentru că de această dată, frate, chiar o să stăm foarte, foarte mult și o să-i bate pe toți. Bine, cred că foarte mult o să intre să-și facă facțiune, să ne dea în cap, ceva de genul, cel mai probabil. Dar, frate, asta este partea a doua. Înainte de a începe, frazor, nu uitați să apăsați butonul de like. Vreau să văd câte like-uri vom putea strânge pentru reînceputul acestei serii. Poate reușim, nu știu, să atingem numărul de 5.000 de like-uri. Știu că data trecută când am reînceput seria, frate, strângeam și vreo 6.000 de like-uri, 7.000 de like-uri, ceea ce era super, super tare. Deci haide să strângem, frazor, peste 5.000 de like-uri la acest reînceput de serie. Cât sunt pe server, frate? Pe Factions. Sunt 206 jucători numai pe Factions, frate. 206 jucători mai pe Factions. Încă o dată, play.minecraftliniuțaromânia.ro, adresa serverului aveți în descriere, vă aștept aici pe toți. Și haideți să vedem ce facem. Kickstart, nene, începem deja cu kickstart. Facem noi șmecheria asta, pentru că mai aveam deja o sobiuță. Și trebuie să ne apucăm să ne căutăm loc de bază, așa-i? Mamă, pe aici. Ioi, deja, bine, deci secțiunea practic este deschisă de cât timp? De o oră și un sfert, ceva de genul, nu? Că scrie acolo. Bine, cu restart cu tot, serverul a primit wipe acum 2 ore și 20 de minute, practic, de când filmăm clipul ăsta. Sunt 1350 de jucători pe server. Cine spamează acolo? Cine spamează acolo? Fuck. Ok, sorry, but you can't PvP here. Vă dați seama, frazor, dat fiind faptul că este un wipe proaspăt. De acum puțin timp, încă jucătorii se plimbă pe artă, gen spamunează o grămadă de chunk-uri, încarcă chunk-uri toate cele și s-ar putea să mai fie lăguz din când în când. Oricum, frate, nu mă alergă tipul ăla. Mă disperă maxim. Ia uite și da acum te lurci că stai. Voi v-ați apucat de făcut bază ceva? Nu, de unde ai tăi? Păi puii mei, ia uite, oamenii s-au apucat de bază, ești nebun? Frate, știi ce o să fac? O să fac eu chestia asta. Gata, am dat scale 0 pentru că sunt spamat deja cu teluri, cu boss, dăm TP, boss, nu știu ce. Aici se termină? Oh, cred că asta este și era din spawn. Aolo, și mai aleargă unul full diamond și unul full fier. Și au început să se bată între ei. Yes, am scăpat. Frate, deci trebuie să fugim departe rău de tot. Bine, gen, acum nu o să... Ia uite și pe tipul ăla în piele. Nu o să ne apucăm acum să ne facem bază. Vreau acum să facem rost de materiale. O să mă fol să-ți dea ender chest. Și sunt sigur că o să întrebe foarte multe persoane dacă aveți acces acum de ender chest. Ca jucător normal nu aveți acces, dar dacă donați puteți avea acces fără probleme. Haide, hai. Și trebuie să mă apuc să fac aici o mină sau ceva, trebuie să iau niște lemne. Trebuie să bag și ceva mâncărică. Și am mai văzut aici un nume de jucător. Fratelor, avem planuri foarte mari. LOL, unde e ăla? A dat claim, mă? Bă, a dat claim, ești nebun. Bă, a dat claim, bă, și credeam că o să-l pot omoră pe tipul ăla, frate. Ce eram atât de hype că o să fac primul meu kill și a dat claim. God damn, și așa au început telurile. Bine, faptele lui erau acolo, dar... Anyway. Cine este online acum? Denisa, sunet, Andrei, că zicea și tu și BB500. Fiți antenă, vă dau TPS, veniți la mine să stăm toți în aceeași zonă. A! A! Nu! 1 HP, mai are 1 HP. Jumătate din inimă, scrie acolo jos câtă viață mai are. În caz că nu știți, aici jos scrie câtă viață mai are și mai avea 1 HP. God damn it. Hai să mergem la Warp Shop. Eu oricum cred că n-am niciun bănuț. Am 500 de dolari, bine. Cu 500 de dolari începeți. Aveți aici un nou shop unde găsiți o grămadă de chestii de care aveți nevoie. Sunt niște prețuri mai mari, special pentru a face rost mai greu de iteme. Dar oricum, sunt destul de mulți, frate, uite, ăsta are cască de diamond, sunt unii full diamond, unii full fier. Deci,
Eu trebuia să facă trei cum lasă mă în pace. Iar ăștia să iau de la capăt. Pui mei, trebuie să mă duc chiar și undeva. Hai să, nu știu, e cineva departe? TPA It's Blue, uite că It's Blue care mină. Am dat TPA la It's Blue. Și a acceptat nenea It's Blue. Dar problema e că eu n-am lemn. You know? Lemn? Wood? Păi, give me wood, man. I want to make some fucking... Some fucking unelte. Cam uitat cum se spune că-s nablet. Tools, așa. Bam. Începem prima dată. Dă și mie niște piatră. Dă-mi niște piatră ca să nu mai stau să fac eu pickaxe de lemn. A, aruncă-ți aici, trebuie că-s. N-ai piatră? A. Ia uite aici, frate, piatră. Așa frumos cum trebuie. Stone pickaxe. Și începem să dăm și noi. Acum trebuie să facem repede repejor rost de fier, frate, oricum. Deci poți face full diamond, spre exemplu, foarte rapid. Dacă ai și puțin tăl noroc, cred că în 5 minute de când se deschide serverul poți face full diamond, frate. Dacă te duci repede, îți faci repede pickaxe de piatră, dai repede de ceva iron, te duci la Y12 și te apuci de line mining. Și dacă ai noroc și găsești repede diamante, frate, bulanul tău, știi? Norocelul tău. Mamă, trebuie să luat gold, goldul e... Goldii bunicel. Și fraților, în caz că vă întrebați, pe server sunt reduceri de 30% la toate gradele timp de o săptămână, adică până sâmbătă viitoare, 6 zile de când vedeți voi clipul ăsta. Uite, uite cât fier e aici, frate. Deci cum să nu te faci repede full fier când uitați-vă și voi cât fier este aici. Deci 30% reducere la toate donațiile de pe server și prin PayPal și prin PSF Card oricum și prin SMS. Donații.minecraftliniuțaromânia.ro în caz că doriți să vedeți că trebuie să o donați pentru fiecare grad în parte. Cât fier am? 10 bucăți de fier deja. 11 bucăți de fier că mai este aici. Frate, cine tot astează că se vede tastatura aia și mă disperă grav? Eu, maxim. Dar n-ai ce să-i fac. Te pui pe mute dacă nu vorbești și tastezi. Pui mei. Sau pe buton. Sau pe buton. Te pui pe buton. Pune-te pe buton. Vezi să nu se rupă. Aolo. Măcar am încercat, frate. At least I tried, you know? Uite și un liliac nesimțit aici. Frate, gen, acum noi... Stai să pun lemnul ăsta. Stai să pun, uite așa de fapt, lasă să folosesc lemnul ăsta ca mai mult. Acum, fraților, mă concentrez pentru că vreau să mă mișc cât mai repede. Nu vreau să mă trezesc cu vreunul nebun pe aici care vine și ne dă săbii. Bine, oricum suntem destul de stacați, suntem mulți aici. Uite și cărbune, frate, eu am pus lemn și uitați cât cărbune aveam aici în pana mea. O grămadă de cărbune. Sunt curios acum, fraților, mi-a zis Sami că vrea să se reapuce și el de Factions și o să-și facă facțiunea separată, așa e? Din câte știu eu. Și Cedric are deja facțiune. Și Cedric o să fie separat de Sami sau cum? Da, are facțiunea Israel. Mamă, facțiunea Israel, frate, ce dau nume de-astea? Israel, nu ești... Nu mai bine decât Ucraina. Mai bine decât Ucraina. Frate, Sami tot Ucraina o să-și facă, nu știu de ce. Am această impresie. Și fraților, o să fie nebunie, vă dați seama, Cedric își face facțiune separat, Sami își face facțiune separat. Deci o să fie războaie mari, bineînțeles o să vă faceți și voi facțiune și o să ne atacați și o să fie super, super genial. Și Sami o să facă serie pe server, cred, nu? Cel mai probabil. Și Sami o să facă serie. Eu vreau pe lângă această serie de factions să ne mai apucăm de ceva serie de minigame-uri, gen, nu știu, Skywars ocazional sau Arena sau Solar Games sau mai știu ce. Trebuie să mai bag aici. Minereles. Și vedeți că e cărbune aici în furnal. Ok, ce ne facem? Ne facem o sabie. Bă, da, sabie de fier avem, stai, zdobitoc. Dă-mi accept la trade. Trade, accept. Accepted. Dar oricum îmi facem și acum. În fine, mamă, sunet să trăiești. A făcut și sunet un pickaxe de fier și vrea să ne-l dea măcar atâta, frate. Trade-ul a fost terminat cu succes. Yeah. What? De ce am un beacon? Play beacon. Cred că l-a câștigat cineva la crate și ți l-a... What the fuck? Deci... Stai așa să-mi seteză home-ul de la mine. L-ai câștigat la crate? Deci la crate, mamă, câtă lumea e aici la warp crate. Deci, trebuie să dăm... Key daily. Deci, dacă dați key daily, primiți daily key. Da. Și puteți deschide de două ori acest crate de aici, unde este coadă foarte mare, pentru că toată lumea, frate, vine aici. Hai să reușim să dăm și noi un click. Dacă reușim, am luat un click și hai să vedem ce pică. Factions crate. Hai să vedem ce pică. Bă, am fost atât de aproape de pickaxe. $500, frate, $500, super ok. Și mai putem avea o șansă, o încercare. Acest kit îl puteți folosi odată la 24 de ore. Nimic. Nu! Mi-a picat nimic. Denisa, tu ești un nimic. Okay. Am fost foarte rău, gata, îmi pare rău. Ok, o să dăm hău. Frate, am venit de la kit daily cu $500. Bă, de când nimic? De fapt, $500 și un nimic. Dar las că e bine și așa, frate. Ce ai spus?
Am găsit spawner, de ce, că am câștigat 15 euro pe la crate și obsidian. Holy fuck. Ce bulan. Bă, frate, și unii au bulan super, super mare. Încă un motiv, fraților, pentru care s-a intrat zilnic pe Factions și nu numai pe Factions, pe server în general. Aici pe Factions puteți da key delay și mai este key delay pe Skyblock, dacă nu mă înșel, așa-i? Da. Ce, că este în shop supă, că vreau să vând. Da. Hai încoace. Imediat stai puțin. A, păi și beat-ul ăsta îl putem folosi așa, normal, frumos. Iau, deja s-au păcat băieții de kill-uri. Foarte fain. Și că din dai un pic de stone. Bă, frate, gen, v-am spus, ar putea să fie puțin lag, da, pentru că gen de-abia a primit wipe serverul, se încarcă foarte multe ceancuri, n-am avut nicio problemă până acum, adică n-a fost vreun moment în care să mă deranjeze lagul. Mi s-a pus de 2-3 blocuri, de 2-3 ori câteva blocuri înapoi, dar în rest gen n-au problemă. Vreau un faxune ta. Lol. Ce spamează lumea acolo? Faxune Anonymous nu moare. Faxune Anonymous never dies. Ora asta așa să-mi pun eu beacon-ul ăsta, dar n-am nebunit să las acolo. Păi ce am vin fier? Frazor, încă o dată vă reamintesc să nu uitați să dați și voi acolo multe, multe like-uri dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe clipuri. Uite și pe Vasile aici. Vasile este pregătit de război. Și ăștia, Bibi e dezbrăcată. Bibi e pregătită de altceva, nu de război, din păcate. Aolo! Frate, gen, e dezbrăcat. Olifa, nici măcar piele, nici măcar piele, come on. Ia, pe aici nimic. Nu vreau să ne îndepărtăm foarte mult de locul acesta. Știi că m-aș duce, ia stai așa să mă duc eu aici de nebun. Am apăsat F3, nu-i problemă, că oricum o să ne mutăm aici, stăm doar clipul ăsta cât să minăm. Deci, na, stai așa să fac și niște torțis. Bețe. Și facem aici mai multe torțe. Ba, ce că cum S din Spawn Factions. Mamă, deci ce lucruri tâmpite întreabă unii jucători, frate, cum S din Spawn Factions. Frate, ieși pe unde este, ieși pe unde e ieșirea. Păi mei pe acolo, pe la Lilypad, știi? God damn it. Mergi drept. Un răspuns ok. Un răspuns înțelept, aș putea spune. Opa, ce aici? Neon salvatorul situației. Neon salvează situația, iar am activat și acel scoreboard în dreapta cu ucideri, în caz că sunteți foarte, foarte criminali. Da, o să arate acolo cine este cel mai rău. Și aparent IZ PvP este cel mai rău, frate, urmat de Koala Gamer și Kent. Ce mai răi din acest moment, frate, dacă mă enervez eu. Bă, știi ce face pe Andena? Mergem undeva unde suntem numai noi și vă omor pe toți și vă teleportați și vă omor și vă tre... Merge. Oh, fier. Lol, n-am văzut fierul ăsta. Nu merge. Nu contează. Sunet. Nu contează, pentru că ne merge orice. Păi nu, că dacă ne omori pe toți, după aia ne bagi înapoi. N-am înțeles nimic. Dacă ne omori pe toți și ne bagi înapoi, nu o să mai... Da, știu. Ok, o bucăți de fier. Știți că gen aici, numai eu am voie să iau de aici. Dacă voi puneți, nu mai puteți lua. Știți, nu? Îmi place că mi-a luat cineva gen tot cărbunele. Puii mei. Lasă că e ok, ci că v-ați redăm invitații în Factions. X Roberto a încercat să intre între Estebania 13 zile, 23 de ore, 51 de minute. A primit săracul bani 14 zile. Ce-o fi făcut? Ce-a făcut, mă, X Roberto? Ce aveți, mă, cu săracul om? Vrea și el să intre aici la wipe și a primit bani așa din start. Hai să facem niște buți. Niște bucaleți. Asta nu ciudat, nu-i bai. Bam, ok. Facem aici buții. Și frate, uite cât de repede m-am făcut full fier. Deci foarte, foarte rapid m-am făcut full fier. Și nici măcar n-am căutat diamante. Că dacă... Hai să mergem la ceva la Enmany pe aici. Poate avem noroc și găsim. Cine știe. Sper să avem noroc și să găsim. Trebuie să ne apucăm cât mai repede de bază. Dar mă gândesc să ne facem acum gen bază așa cum o fi. Sau să așteptăm să ne punem toate itemele gen importante în Ender Chest, știi? Și să facem rost de obsidian și după să ne facem bază. Ce ziceți? Mai bine să așteptăm obsidian, așa e? Că oricum, dacă ne facem acum bază, gen pierdem foarte mult timp să facem bază, că trebuie să facem dita mai camera imensă, să dăm claim-uri, toate cele, și gen oricine poate grifa cu TNT, poate intra la noi în bază cu TNT, și așa cu obsidian. Mai aștept eu să bag persoane în facțiune ca să avem cât mai multă putere. Mamă, să avem putere, așa vă vreau. Acceptați Izabelei, frate, că uite, plânge acolo că nu-i acceptați. Și deja mă întreabă, uite, și unul ultra rare și mă întreabă dacă poate intra în facțiune. Frate, gen, dacă aveți grade, nu înseamnă că puteți intra în facțiune. Aici intră decât, uite, încă mai mult fier. Aici intră decât puternicii din brigadă, frate. Ești nebun? Deci primul obiectiv, frazor, după ce ne facem bază și suntem stacați și avem iteme bune, primul obiectiv o să fie să îi distrugem baza lui Sami. Deci măcar nu se pune problema. Știu că putem. Data trecută a fost așa mai o remiză, mai
mai înspre ei, știi? Tindea balanța, acum... Oh, lapis, lapis, și? Hai, mă, nu mă prea ajută lapisul acum. Da, hai să luăm, puii mei. Nu știu, poate facem treabă cu el. Poate rezolvăm să facem ceva cu el. Și toate itemele, vă dați seama că o să le pun în Nether chest. Altfel n-avem cum. Sta. Jucătorul sunt oare perfection. 212 jucători din 250. Deci este aproape plină secțiunea de factions. Sunt sigur că după ce o să apară clipul ăsta, chiar o să fie plină secțiunea de factions, pentru că vă anunț că am revenit și puii mei toate cele. Yay! Fericire mare. Ia uite, Adis, vreau să fac un trail. Lăsați-mă, mă, cu trail-urile. Da, bă, fraților, deci cam ăsta a fost episodul. Acum, de fapt, nu acum, cred că mâine, off camera, înainte să filmăm următorul clip, o să mai căutăm ceva iteme, dacă nu suntem toți fieri, trebuie să ne facem toți fieri, căutăm și ceva diamante, vedem noi ce facem, mergem undeva mai departe, pentru că acum suntem, după cum putem, lol, what? Ok, asta a fost ciudat. Suntem foarte, foarte aproape de spawn, 2000 de blocuri înseamnă aproape, de fapt nici 2000 de blocuri, like, dar ce coordonate e spawn-ul? Ba nu, 2000 de blocuri, că e la 00, 2000 de blocuri este foarte, foarte aproape. Anyway, pot intra în facțiunea ta, please, 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 și are numele Anonymous, holy fuck. Anyway, fraților, nu uitați, dați și pe acolo foarte, foarte multe like-uri. Încă o dată vă aștept pe serverplay.minecraft.ro. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!